Ei, în cabanul România toată, județul Vaslui, s-a aflat adevărul și Stoian și cu poliția, cu mafia lor, cu comandantul superior și îl menține în funcție, că nu mai e dracu, are probleme cu inima, e traficant de persoane, eu știu destul de clar. Eu am pățit cazul când am sunat pentru sora mea când au fost răpită, dar apoi se mai zic de vedete și apoi avocate, procuroare și câte și mai câte și manevre s-au făcut în România și se fac în continuare și cu cine lucrează. Și ca așa sunt legile și să luăm procedurile când au localizare, sistem de localizare în România, dar cu mine au sistem de localizare. În schimb, la medicina legală am fost, am dat un telefon. Am acolo niște relații, nu pot dau nume, relațiile mele secrete și particulare. A fost o manevră modificând în timp și suflând în muștiuc 005, modificând din butoane. Așa ține domnul agent, ca să înțeleg, uitați muștiucul. Și la sânge 00, dă-mă, domnul procuror Irinel, dă-mă în judecată. Adun probile de la atele, de la medicina legală, adun acele și dăm în judecată pentru abuz, pentru calomnie și vrei tu. Nu îmi lua permisul cum am drogat sau am băut, când am consumat gram. Și băieți, bă, Igor, Răducu, puneți vă martură că nu vă lua pe voi, care ați fost în mașină și ca băietul cealaltă care ați mai fost cu noi. Că am venit după voi, că am fost. Puneți-vă martorei, cum stăte domnii agenți, puneți-vă martorei. N-am vrut să plecăm pentru că a fost o falsitate și o făcătură. Și m-a obligat să semnez. Poliția română te obligă să semnez la abuzurile care le fac. Și asta a fost cu aprobare să merg eu la probii, la huș, la sânge. Că am mers fiecare dată și o ieșit zero. O ieșit. Am aviz, mi-a dat avertisment, dacă eram și consumam alcool, trebuia să ni se anuleze permisul și ni se dădea amendă penală, dar o vedeți care au fost în senatoria. Când nu am ajuns la huș, deja ei nu au putut să facă manevră. Și apoi cu vasul lui eu. Dar și eu crezi, eu am vrut așa să văd exact amănuntul care îl fac ei. Ați văzut când am ajuns la huș, deja mă cunoște eu, doamnele asistenți, oamenii de la laborator. Și ați văzut cum m-au scris în proces și nu mai vine să mai pună, trebuia să-mi pună după 3 ori, trebuia să-mi pună la poliție, la huș, pe ăla din nou. O singură dată m-au pus suflu. Și de fapt și la colegi, nu m-au mai pus, ca să înțeleagă. Că când m-au mai luat, a suflat de 4-5 ori în testul de antidrog sau de fiolă. Și a venit și șeful de la 1-2 de la București cu catalogul care a fost sesizările cele false. Și apoi omul de la SRI care l-am eu cu județul Constanța a lucrat la el în sediul lui și nu dau nume cine am eu și spate am și prin Parlament și toată Europa asta. Cu 50 de gunoaie de-a voastră mă piș în curei. Aici este strisuri, le rupeau mâinile oamenii și îi puteau în cur. Aici este strisuri de polițai. Și cu mine aplică legea a abuzuri care le fac. Și le luau femeile și le abuzau șmecherii. Și eu mă duceam și le luam. Îmi făceam milă să nu le omoare femeile și copchii. Când băga pe alții nevinovesc la pușcărie și o mai băgat în continuare. Tot așa nevinovesc. Eu pus să bei și droga alții. Și apoi băga la pușcărie pentru o palmă și un pumn. Și eu am luat atâtea lovituri, am luat. Am dat și eu, dar cum au venit să-mi dea în cap cu pistoare să mă execute șmecherii? Bă, că sunt libertate. Că sunt cu relații, lucrează pe la senatori, pe la PSD-iști, PNL-iști, pulii care avem. Unde este legea în țara asta? Să aflăm justiția, poliția și apoi Parlamentul României, European și mai suntem noi, Comunitatea Europeană sau NATO. Sau procurorii de la DNA, de ICOT sau de la fraudă, să vedeți, dar să vedeți cum mă șantajau, cum profitau oamenii. Nu dădeau nici banii, mă amenințau cum mă bag la pușcării, că
dacă nu le mușesc, ne anulează permisul, că dacă nu mă duc la ei la muncă, dar și ați devenit sclavul vostru toată viața, vreau să am și eu o familie. Am cotizat la fetele voastre, femeile voastre, am dat bani. Și apoi umblau cu înregistrări și cu filmări, ca așa e în România. Du-te, ei, dă-i înșeala, omoară-l pe șeala, provoacă accident. Da, lunca banului, uite, securiști din lunca banului și polițiști. Cum au făcut ei manevri? Puneau pe alții să fure de prin o grăz, că iau relații, că scoate, nu știu cine. Ei zic că ei cunosc poliții, noi nu cunoaștem cum să șterg probele, cum să... Poliția ucide în continuare. Da, găsim câte un fraier și-l băgăm la pușcărie. Da, mi se rupe pula de pușcăria voastră și de spitalul vostru de nebun. Care sunteți? Plecăm în numărire generală, iar. Sau internațională, că așa am fost băgat. Hai cu radarul! Să vină cu radarul! Și acum când i-am sunat, persoana nu este disponibilă momentan. Domnul Irinel, nu răspundeți la telefon, domnul de la antidrog, deși nu răspundeți, aveți aparat antidrog special? Vreau să știu și eu. Lasă-mi eu și eu o fiolă și un alcotest la mine de acum. Sau un aparat. Chit că dau 150 de lei, dar o să-l iau și o să filmez. Când suflu în traneu și pe o să suflu în aparatul vostru, alcotestul vostru. O să-mi iau, promit. Mâine mă duc la Huș sau în seara asta mă duc și îmi cumpăr special. Și îmi cumpăr fiolii de-a mele. O să-mi iau și eu un alcotest de ăsta. Să vedem. Tot așa, de zero. Deși ați refuzat să mai suflu o dată, că normal să suflu de mai multe ori dacă găsesc pe cineva cu alcool în sânge. Aici e adevărul România. Vedeți manevrele care sunt? Cum li se rețin documente și permise fără... Ca o ipică pe noi și ne manipulează că postăm și de acum că avem dreptul să-i postăm. Se vadă televiziunile, se vadă tot globul pământesc până acum era legea interzisă în România să filmezi un organ de poliție. Îți dai seama. Păi tu ca organ de poliție trebuie să faci siguranță, nu mă scoți din sediul tău sau să mă împurci sau să mă dai sau să mă bat în secția de poliție. Cum ați făcut voi cu unii? Le-ați dat la aplicat și la... I-ați aruncat pe unii. Trebuie așa care fac, da. Dar nu oamenii corești și oamenii liniștiți. El m-a tratat și m-a jocorit și omorâți traficanților de organe care sunt drogați și bețâghii poliții românii. Da, zic, doamna asistentă, nu mă mai cunosc și ne sunt acum. Doamna polițistă. Bă, da, Cristinel, iar ai venit? Da, iar mă aduc și proștii. Numai noaptea mă iei. Ziua nu îndrăznesc. Da, ziua nu îndrăznesc, nu-i manipulare să scrie, să sună între ei. Oamenii s-au ajuns mari pe pula noastră, cu voturile noastre. Că n-am vorbit prostii în viața noastră. Și acum aș bate joc după ce i-am votat, după ce i-am plătit taxe și impozite și cât și mai cât i-am ajutat și acum aș bate joc din noi. Autoritățile din România, cum ne maltratează în continuare, cu indiferență și fără respect și fără bun simț. Haide, uite, treci. Am un inculpat aici. Îl dau la produs în seara asta. A, ne ducem să facem o fraudă, un furt, cum faceți voi, sau să luăm portofelele, că suntem organ de poliție. Și avem tot dreptul. Sau să comitim violuri și... Cam devenit cineva sau să... Ale avem fetii la produs, că noi așa știm. Avem și unii care au așa ceva. Că dacă știi cine sunt, că te dau pe mâna nu știu cui, că pun țigane, pun interlopii, se execute, băi, deștepților,
Voi pe interlop vă dați ei. Că voi, poliția română nu, nu oferă siguranță. Ei cu interlop se bazau până acum. Și pe aceștia îi băga la pușcărie. Cu mascațe lor. Ei, de cap. Și prin dare de mită și șpăgi. Și apoi când i-ai dat mită și apoi ne-ai dat șpagă. Și că am primit eu, îmi spun un domn. Domne, eu încă nu-l cunosc pe ăla, dar... Bă, că era tare să țipa în gura mare când îți spunem ce se întâmplă. Să audă lumea prin instituții cum îi scoate afară. Că ieși, domne, afară, mă scoateți așa că nu vă convine adevărul. V-am la mână și asta îmi pare ghinie. Care ciripiește, care depune plângere să mă dă în judecată. E promovat la Crisnil din România. Ia uite și al de John Deere de la Luncabanu. Da, cine ne-a dat nimic permisul? Oameni cu relații pe la... Au oameni pe la rară, să ne iei permisul, să ne iei mașina, că așa au făcut șmecherii. Haide! Nu le convine când îi filmezi, pe drumul public că își filmezi oricând îi. Am plătit taxe impozite, am rovinet, am tot asigurare, pe drumul public am tot dreptul să filmez. La tine proprietate. Voi ați filmat proprietatea mea și ați venit cu mandate. Cu mandate de percheziții. Băi, spuneți-i băieții care ați fost în mașină cum să te domnul și modifica alcotestul. O singură dată am vrut a doua oară să nu s-a refuzat. Și eu cred că dacă vin acasă, mă duc și beau de supărare sau din nervi când eu la permisul. M-a sunat la 3 ore, că așa au făcut mulți. Au venit să vadă. Și n-ați mai venit aia acasă. Chiar am acasă 24 de ore cât am stat ca probă. Și n-ați mai venit. N-ați mai avut curaj, că au fost manevre. A domnul Irinel, domnul antidroghist care ești tu. Și n-ați mai venit acasă cu girofarul. A fost o șelătorie pe față. Și nu știu cum să scoate bani sau cum să ne anuleze permisul din nou. Sau auzi că vreau definitiv, o să cam nebunit. O să nu mai eu n-am dreptul la permis. Eu te conduc, nu provoc accident. Cum provocați voi, poliția română sau a voștri, cu relații, accidente sau... Și faceți voi crimini și omorâți oamenii aici de care îți dau securiști, polițiști. Ei nici ghinii nu mai văd de acu. Trebuie, vată în nas vă trebuie de acu ei. Asta vă scrie. Noi suntem clanul Alarma și tinerii veseli. Ne distrăm împreună cu oameni din oamenii, se știe. Au, ia uzi ea. Bagă-te pe live și vadă lumea. Arată-ți moaca. Ține acolo că e așa, arată-ți moaca, mamă. Aute, în afară poliția română nu îndrăznește nimeni în județul Vaslui, decât niște fraieri din Vaslui, atâta. În restul nu m-a oprit nimeni, bine am fost. Decât ăștia din România, generalii și mai sunt comandanți și armata română, frontieră. Aute, hai să mai tragem una pe nas. Mai tragem, mai veniți cu drogul și ala, să vedem, cu aparat de droguri. Și am mai informat că la Huș nici nu au aparat de antidrog, poliția din Huș. Aparatul de alcoolemii l-a trecut ca pe bun, ca aparat de antidrog. Da, Hușul nu are așa ceva, să înțelegeți. În județul Vaslui nu există alcotest ăla de antidrog. Deci e vă câteva aparate în București. Și acolo nu le pune la orice șine. În București există, dar în Vaslui nu există. În Cabanul, județul Vaslui și Huș, pentru poliția pulii care o avem în continuare, care mă urmăresc pe mine, prin stănile și asta, eu m-am săturat de voi. Oi, jegoșilor, că sunteți criminali, nu sunteți oameni. M-a lăsat să moră aici, am luat și sângele și mâncarea de pe masă și banii și actele. Acum cere și pașaportul. Permisul l-ați luat. Mai fac un live special pentru Regatul Unit, pentru
Poliția din Regatul Unit și Justiția din Regatul Unit cer extenuarea din românii, că sunt în pericol, ăștia vor să mă sinucidă. Poliția română care o avem în România, mafia asta din județul Vaslui și ministrul României care există în ora actuală, care nu vine cu copânii la tine, cu o cană cu apă. Justiția română, ești croșii, vă vreau bani să părăsesc măcar un bilet de avion, vă implor, băgam ea și pula măta și neamul mătii din Irinel cel prost, ai fugit de la Colacu, ținut-i, omoare lumea pe la Colacu și mai arzi pe mine cu, i-a luat permisul. Futu-vă în gură de poliția pulii care nu oferă siguranță, nimănui, trebuie bani, da, bani. Câți bani să vă mai dau muiștilor, să vă dau în gură, pomiștii dracu? Nu vă mai satură dracu de bani. Vă scoateți la interval cu interlop, cu boschetari de 2 lei de-a voștri. Câți bani să mai dau Mistrianu, Stoiani, criminalule care ești? Nu vă e dracu? Să încheiem odată socoteala cu voi? Vreți să mă iei pe mine, dracu, mă sedați? Acum că să vin și cu pașaportul dacă nu mai am buletinul. Să ne rețineți și pe ăsta. Îți dai seama? Și și-o pus în cap justiția cu poliția să mă omoare. M-o trimis pe la morga. Ba pe la nebuni, ba pe la dracu să vă iei, că eu am înnebunit. Eu m-am drogat. Eu am consumat alcool. Ce inimă aveți în voi de criminal, de sinucigaș, că o aflat tot globul, știi, toți aici, ați făcut denunțuri, ați făcut că am relații și pe Bill Gates pe acolo. Da. Știi toți că eu sunt omul Bill Gates în România, adus special. Am venit să fac pașaport, să mă stabilesc în Anglia și să spun că acum sunt omul Bill Gates. Eu vă vând la americani sau la englezi sau la ruși sau alte nații de oameni care sunteți. Da, ați făcut, m-ați băgat și în pericol că eu ne dracu o știu, știi cum era la vaida cu avocate, cu procuroare care am fost eu împreună la dracu să vă iei. Numai voi ați venit, fomiștilor care ați făcut manevri cu cărțile de identitatea altora, handicapații din SRI-ul României care există. Da, m-ați băgat ca pe un terorist. Dincă sau rechinul. Da, mai este și Adrian Cordoneanu. Vă că veniți. Să-mi vizați mașina, unii mă aflu cu cine stau de vorbă, cu și fetii. Nu mă sunt bine ei de la anestezia care ni s-a făcut și sedarea care a făcut-o. S-a amețit. Vreau Stoian să-i dau inima, ca lui nu știu s-o aibă. A lui s-a drogat și a băut toată viața lui. Și vrea să iese la pensie să mai trăiască, că are copil mitel. Are o grămadă de femei. O grămadă de copii cu o grămadă de femei, Stoian. Ți-o iei eu numai să crești odată, ți-o iei eu femeia ta. Să crăpați dușmanii mei, vă iei eu femeia și vă crești copii. Numai să plec din România. Florina Șobanu, nu plâng, dragă, nu stai liniștit, că nu plâng. Plâng dușmanii pentru mine. Că nu poate să mă rezolvi. Că fac apărare singur. Investesc în România sau și în șmecheri. I-am făcut șmecheri și acum îmi dau la cap sau vor să facă și vor ei cu mine. Așa am ajuns eu. Am ajuns să știu cârpa României. De știers pe jos. De autoritățile din România, care le avem la ora actuală. Soluții și rezolvare încă nu s-au găsit. Doar amânări
Doamna Mihailă, mi se mțâta dracu. Hei, ți plătești! Aghi aștept să-ți scăpi de datorii, ți plătești și pe aceea poți să pleci. Hei, acu iar am dosar, futu-ți Dumnezeu, mătii să vă fut eu de răgălinii, dracu, am dosar. Cu droguri acum, v-ați băgat. Da, ți plătești pe aceea poți să pleci, că știi de cauză nu o să ai în România niciodată. E vor să-ți spânzuri sau să te omori. Că știi de cauză, cerșim bani. Vrem bani, vezi că nu, nici nu plătiți oamenii când îi luați la muncă. E și o cană de apă, nu le dați. Vine curva, mă aranjează cum vor ei. Vine și mă e doar comandat de aducere, dar de adus înapoi acasă, nu știi să mă aducă. Siguranță și încredere. Da. Mă e la ori și ori vor ei, ca așa-s eu. Am sânge să donez la criminalei și la drogații din sistemul românesc și pentru sistemul de sănătate care ne vinde în continuare doctorii din municipiul Huș. Traficanții de organe ai României care sunt. Apoi zic de alți traficanți, dar ei și mai mari traficanți. Uite că am ajuns acasă, vreau să mă odihnesc, nu mai pot. N-am 3 zile. Mă, în dimineață, mă aflu pe la Volosânt, pe așa plec pe la Hoș, de la Hoș la... Asta cum se cheamă? Valea Grecu, de la Valea Grecu, iar înapoi la Luncabanu și tot așa. Odihnă nu există la mine. Și apoi par obosit sau drogat, că am față drogat eu sau am bani de droguri eu. Sau de machitor. Au, tăi, ninoroșiții și poate să facă. Să mână-mână. M-au și pistoale pe mână, criminalii. Și săbii și toate. Sunt antiteroriștii. Ei omoară românii.